zombie apocalypse. Brawl Stars, dar dacă cineva face team, videoclipul se termină. Acesta este challenge-ul lui Corneluș. Mulțumesc foarte mult pentru comentariul tău. Astăzi vom face acest challenge. Iar înainte ca episodul nu să înceapă, nu uita să apăsați butonul de like, deoarece mă ajută foarte, foarte mult. Vă mulțumesc pentru cele peste 45 de like-uri strânse la episodul anterior. Este o nebunie curată cu like-urile. Nu știu, deci e cam prima oară când strâng peste 30 și ceva de like-uri sau 40 la videoclipuri în general, nu știu, deci în perioada asta am început să strâng efectiv foarte multe like-uri, nu știu care e chestia, cred că am început cumva să am o, cum să zic eu, un avans din ăsta, să încep să am succes pe YouTube, dacă aș putea să spun, nu știu, e nebunie curată ce se întâmplă, am văzut foarte multe comentarii, ideea este că sunt foarte multe persoane care mi urmăresc videoclipurile și live-urile și nu știu, asta mă face să mă bucure foarte, foarte mult. Așa că nu uitați de un like în continuare, subscribe, share, follow pe Instagram dacă doriți să mă contactați, server de Discord aveți un link în descriere dacă doriți să intrați. Și hai să dăm și noi drumul, să vedem. Nu uitați să lăsați și un comentariu cu ce challenge-uri să mai facem, dacă doriți să continuăm seria. Și hai să vedem. Deci, da, harta ideală pentru chestii de genul ăsta este solo. Ne-am băgat la solo ca să vedem dacă e cineva care face timp. Eu totuși sper să nu. Dar să facă timp, nu că să se învârtă și alea. Să facă timp. Mamă, dar uite-te și la ăsta ce campează în puii mei. N-am murit. Da, ok, deci n-am văzut pe nimeni facând timp momentan. Dar ideea este, bă, frate, nu știu. Văd foarte multe persoane care, efectiv, se uită la episoadele mele. Nu știu, și chiar mă bucură chestia asta. Pentru că, cam pentru... Mamă, frate, serios. Pentru că ăsta e motivul pentru care fac YouTube. Vreau să fiu urmărit de cât mai multe persoane și să fiu așa apreciat. Nu știu, asta îmi doresc. Dar acum, nu știu, parcă nu vine să cred așa, parcă nu e adevărat, nu știu. Nu știu, deci chiar e o nebunie curată. Ok, avem PM. Dai. Deci ideea este dacă fac ce cineva timp, videoclipul se termină, nu dacă se învârte cineva. Dacă fac timp, dacă se acceptă timpul acolo. Asta e ideea. Mamă, mie că dacă le enervez pe ăsta, mai bine lasă-l. Mie că dacă le enervez pe ăla... Hai mă, pleacă. Așa. Mamă, ce țeacă mi-a dat. Mi-a dat puțină țeacă acolo. Hai mă, mori. Bine, Pam. Ce țeacă a dat și Pam acolo. I-a dat-o bine-s. Bine de tot. Fuge omul, fuge. Normal că fuge. Ce să facă? Nu cred așa ceva. Ce-ți mă cu kill-urile astea azi, mă? Mă, fratele meu, de ce mă omoară bă lumea așa ușor azi? Ești nebun la cap? Na, nu știu, ciudat. Parcă mă omoară lumea efectiv în continuu. Nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg. Ok, bun. Bă, deci n-am văzut pe nimeni efectiv făcând timp, ceea ce pot să zic eu că e bine. Stai să văd dacă îmi și filmează asta. Da, îmi filmează. Pentru că nu vreau să am parte de surprize neplăcute. Cum ar fi să se oprească filmarea. Pentru că da. Cam asta se poate întâmpla câteodată, nu mereu, câteodată. Ceea ce pot să zic eu că e bine. Hai să distrug astea că mă enervează. Așa. Avem un Edgar. Bă, oamenii văd că nu fac timp. Deci, efectiv, nimeni nu face timp pe aici. Bă. Păi, lasă-mă, Mortise. Du-te, mă, frate, mă. Bă,
fratele meu, toți pe mine, bă, băiatule, bă. Ești nebun la cap, what? De ce a făcut așa? Ciudat. Ok. Joc pe solo pentru că pe solo este cea mai mare șans, nu știu cum să zic eu. De cele mai multe ori se face timp pe solo, ok? Ca să nu mă mai complic cu vorbele și cu astea. De cele mai multe ori vezi că se face timp pe solo. Ok, învârte-te în jurul pemului ca să... Bun, bine-s, așa da? Așa da. Deci când vreți să bateți o pem, învârtiți-vă în jurul ei, pentru că are hit-ul ăla care stă efectiv și dă în aceeași direcție, nu poți să schimbi direcția. Ceea ce e enervant pentru pem, trebuie să recunosc și pot să spun chestia asta, destul de sigur, este enervant pentru pem. Mori, 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 mori. Bine-s, bine-s. Moare, moare, da. Hai, du-te, du-te în aia. A scăpat, a scăpat. Ok, ok. Poate că ai scăpat tu, dar... Oh, fuck, baterie. Baterie. Mr. P, ești un pic cam agresiv, nu crezi? Acum ai murit, hai. Ok, deci nimeni efectiv nu vrea să facă timp. Ești nebun? Ceea ce pot să zic eu că e un lucru bun. Și ok, primul meu win de pe episod. Primul meu win de pe episod, ești nebun la cap? Ok. Hai că poate facem și noi 23.000 de trofee pe episodul de astăzi. Doamne ajută! Doamne ajută! Da. Mamă, avem 3 cutii, e bine. E bine. Ce mai ziceți voi, care e viața voastră? Stai. Avem un gale. Ah, bine, mie-mi convine. Mie-mi convine ce ai făcut. Ok. Avem un sprout. Deci dacă cineva face timp, băieți. Deci să nu uităm chestia asta. A? Te-ai păcălit pe tine, fraiere. S-a păcălit singur, ești nebun la cap? Să mă spargă câinii. S-a fraierit singur omul. Ești nebun? Da chiar, dă foc. Bravo! Ești deștept! Bravo! Că eu nu vedeam că a dat la un gadget acolo. A fugit! Anarhie! A fugit. Da. Omul meu. Bă, gândește-te că are Mortis de 9 în pană. E Mortis de 9 și eu sunt Burly de 4. Aaa, m-a făcut. Bă, ce m-a prins Bulangiu, bă. Oh, stai. Bă, ce m-a prins Bulangiu, bă. N-ai cum. Da, bă, a jucat bine omul, a jucat bine. Nu putem să ne plângem. Ok, hai să ne mai uităm. După timări, la și 30 dacă e închisul episodul și cam aia a fost. Da chiar, poți dau în toate 3 deodată? Ia stai. Poți să dau în toate 3, băi, ești nebun. Forță. Bă, stai departe de mine. Stai departe de mine, el primul. În pana mea. Ia? Nu! Bă, ce mi-a făcut-o? Bă... Da, nu știu. Deci astăzi, efectiv, văd că pierd în continuu trofee. Bine, am mai câștigat de 2 ori acolo, dar... Degeaba dacă le pierzi. Iar. Ăla a scăpat... A scăpat foarte frumos acolo. Vrea să facă timp. Sunt curios dacă face cu cineva timp. Ca să se închidă videoclipul. Mersi. Da, a murit. Bă, da, e OP și Byron ăsta, fratele meu. E OP rău. În puii mei. Nope. Fac episod acum.
Stai să iau și eu Byron. Nu, nu Byron. Hai să iau Amber, pentru că tot am rang 15 și mai pușez și eu acolo frumos. Și bare mai pierd și puține trofee dacă... dacă se întâmplă să pierd. Colet s-a cam dus. S-a cam dus Colet. Dacă ar fi să o luăm așa. Da. Bă, stai că joacă bine. Stai că joacă bine Colet. Da, ok. Bă, câte Colet, fratele meu. Sunt 3 Colet până acum. Ești nebun la cap? Uite-te și tu. Câte Colet, bă! Da, eu n-am ce să fac în pana mea. Pe bune. Hei! L-am omorât! L-am omorât cu superul, lol. Lul. Chiar. Fac așa și dai foc. Să se mai ducă din... din mijloc cu hărții. Bine-s! Nu! I-am dat. E bine. Sper să nu fie cineva pe mijloc. Nu e. Păi, hai să facem așa. Gadget. Bun. Și dacă se duce cineva în centru, ca această Colet, aha, și-a luat seacă. Eu știam că, că vine în centru, dar am văzut că făcea ea niște scheme așa ca și cum ar încerca să se ferească de super și alea. Știi? Da, am luat-o prin surprindere deodată. Forță. Hai mă că mă pricep. Știu să dau țeacă. Nu facem timp. Nu. Fără timp. Nu. Jos timpul. Așa. Ah, s-a sinucis, cred. Da, în fine, a renunțat sau ceva. Bine, nu că s-a sinucis, a renunțat. În fine. Stai să mă dau pe mut pentru că mă deranjează oamenii. Stai. Bă, dar nu mă mai invita în puii mei că filmez în... Mam, băga-mi ești fiorile. Ok, ăsta e ultimul meci de pe episod. Ăsta e ultimul meci. Bă, văd că momentan nu... Văd că n-am dat de... teamări. Adică... să... să facă timp sau ceva. Bine, învârtit s-au învârtit, dar să facă timp cu cineva să nu se omoare și alea, n-au fost. Avem o Jackie, stai. Dacă tot e aici, dacă tot e acolo, de ce nu? De ce nu? Avem un Frank. Lol, Frankule. Cât de prost să fii, Frankule? Încați-ași sufletul tău. Cât de fraier să fii să faci chestia asta? Pe bune. De ce naiba? De ce a făcut chestia asta în primul rând, Frencu? Să dea superul pe mijloc așa, degeaba. Bine, sau poate era cineva, dar n-am văzut eu. Hai ca să terminăm și noi mai repede meciul. Mamă, ce repede îi fac, ești nebun la cap. Mă spargă câinii. Dar stai că pe aici e un Leon și un Frank. Da, pe tine vin, pe tine. De fapt, și ce lasă-l? Lasă. Mamă, dar vreau să-i omor mai repede în puii mei. În sfârșit. Aha, Piper la foc. Moare. Hai, Leoane. Mâncați-aș. Te-am văzut, dude. Pe bune. Nu-mi spune tu că nu te-am văzut. Ok, păi cam ăsta a fost și episodul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, share, follow pe Instagram dacă doriți să mă contactați, server de Discord aveți un link în descriere. Nu uitați să lăsați un comentariu cu ce challenge-uri să mai facem și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!